Salutare și bine ați venit pe canalul de YouTube Mister Crypto. Zilele acestea am văzut puțină volatilitate în piață, am văzut câteva proiecte care au început să miște puțin și asta ca urmare a câtorva evenimente destul de importante. În continuare, suntem totuși într-o piață cu plictiseală maximă, dar totuși vedem că se întâmplă lansări în extraordinare, companii mari din lumea financiară tradițională care se alătură aceste piețe și contribuie la dezvoltarea sa, plus unele proiecte care au. Parte de pump din cauza unor parteneriate cu giganți din piața tradițională. Drept urmare, astăzi ne vom uita la ce a reușit totuși să miște puțin piața și de ce sunt importante astfel de evenimente. Vă aștept în comunitatea Mr. Crypto pe canalele de Telegram, Twitter, TikTok, Instagram și Facebook, găsiți linkurile în descriere. Tot în descriere veți găsi un link pentru NordVPN cu o reducere consistentă de peste 60%. Nu uitați de like și subscribe și de asemenea să activați și clopoțelul. Vă rog să rețineți că rolul acestui videoclip este unul strict educațional și nu reprezintă sub nicio formă un sfat financiar. Pentru început ne uităm la Coinbase care a lansat Base. Base este un Ethereum Layer 2 dezvoltat în colaborare cu Optimism, oferind o soluție sigură, rentabilă și prietenoasă pentru dezvoltatori pentru construirea on-chain. Funcționează ca un Layer 2 construit pe Optimism cu sprijin de la Coinbase. Platforma își propune să ofere integrare perfectă cu ecosistemul și produsele Coinbase, oferind dezvoltatorilor acces ușor la o bază vastă de utilizatori și la un grup de active BASE acordă prioritate scalabilității taxelor reduse de gaz și tranzacțiilor rapide, menținând în același timp securitatea și descentralizarea rețelei principale Ethereum Layer 1. Caracteristicile cheie ale BASE ar fi securitatea și scalabilitatea. BASE valorifică securitatea Ethereum în timp ce implementează practicile Coinbase pentru o securitate robustă. Poate gestiona eficient un număr semnificativ de tranzacții. Are integrarea Coinbase. Base le permite dezvoltatorilor să creeze cu ușurință aplicații descentralizate cu acces la instrumentele, produsele și baza de utilizatori Coinbase. Oferă integrări, rampe fiat și instrumente de achiziție accesând cei 110 milioane de utilizatori verificați ai Coinbase și active de peste 80 de miliarde de dolari. Are un cost eficient. Base oferă compatibilitate cu EVM, Ethereum, Virtual Machine, la o fracțiune din cost, oferă tranzacții fără gaz prin intermediul API-urilor pentru dezvoltatori și facilitează dezvoltarea aplicațiilor multichain prin bridge-uri. Și sursă deschisă și descentralizare. BASE este open source, fără permisiune și își propune să devină un super standard modular independent de roll alimentat de optimism. Așa cum am menționat, avem conexiunea cu Coinbase. Base este privită ca un mijloc de a integra produsele, utilizatorii și activele Coinbase în peisajul cripto decentralizat Este dezvoltat pe infrastructura Ethereum în parteneriat cu Optimism, valorificând experiența Coinbase. Intenția este de a descentraliza treptat chain în timp. Token nativ și utilizare Base, important de menționat, nu intenționează să introducă un token de rețea. Va fi folosit tokenul nativ Ethereum. Cu toate acestea, recomandarea mea este să încercați să interacționați cu Base, deoarece sunt aproape sigur că mai devreme sau mai târziu vor avea un token și, de ce nu, probabil vom vedea și un airdrop. Rețeaua principală de bază a Coinbase Base, a avut ieri mainnet oferind acces la o gamă diversă de peste 100 de depsuri și furnizori de servicii din ecosistemul Base. Călătoria Bay a început cu o lansare de testnet în februarie și o lansare ulterioară pentru dezvoltatori în iulie. Această lansare mainnet aduce cu sine promisiunea unor comisioane de tranzacție mai mici și viteze mai rapide în comparație cu Ethereum, prezentând o platformă mai rentabilă pentru utilizatori. Pentru a marca această etapă semnificativă, Base a inițiat un eveniment numit OnChain Summer, care se întinde pe câteva săptămâni. Acest eveniment se concentrează pe prezentarea aplicațiilor partenere în domeniul artei digitale, muzicii și jocurilor. În special, utilizatorii au posibilitatea de a minta un NFT special, Base Day One, pentru a comemora deschiderea rețelei principale de bază. Acest NFT se poate minta de oricare dintre noi. Dacă doriți să mintați acest NFT, intrați pe contul meu de Twitter și o să găsiți un tweet în care aveți și linkul de mintare. O să aveți nevoie de 0,008 Ethereum, adică undeva la 1,5 dolari. Dacă vreți să știți și cum să duceți ethereum în rețeaua Base, o să găsiți un alt tweet pe care eu l-am dat în cursul zilei de ieri și în care am explicat fiecare pas. Înainte de lansarea rețelei principale publice, atât dezvoltatorii cât și utilizatorii au transferat deja active în valoare de peste 100 de milioane de dolari în rețeaua de bază. Acest lucru demonstrează interesul și implicarea în creștere în jurul platformei. Adoptarea on-chain câștigă având cu o bază de utilizatori în continuă expansiune cu peste 230 de milioane de adrese Ethereum, unice la nivel global. În special, tranzacțiile zilnice de pe Layer 2 le depășesc pe cele de pe Layer 1 Ethereum, evidențiind cererea și utilitatea în creșterea soluțiilor on-chain. Aceștia încheie toată această prezentare prin a spune că dezvăluirea rețelei BASE este o dovadă a potențialului profund al tehnologiei on-chain de a revoluționa peisajul digital, de a stimula abilitatea economică și de a introduce o nouă era posibilităților descentralizate. Dacă doriți să vedeți care este TVL-ul, Total Value Loc pe base și ce proiecte au cele mai mari valori blocate, o puteți face pe DeFi Lama. În momentul de față vedem că avem peste 46 de milioane de dolari în TVL pe base, iar în partea de jos o să găsiți și câteva proiecte care și-au găsit locul pe această rețea. Puteți să intrați pe fiecare din aceste proiecte, unele chiar au și token și vedem că au o evoluție impresionantă în ultimele zile, chiar și în ultimele ore. Cercetați cu atenție și poate găsiți și un proiect care să evolueze foarte bine în perioada imediat următoare. Mergem mai departe și ne uităm la PayPal care lansează un stablecoin pe blockchain-ul Ethereum. PayPal, o companie proeminentă de servicii financiare, a făcut o mișcare semnificativă în spațiul cripto prin lansarea propriei monede stabile PayPal USD, respectiv PYUSD, concepută pentru a facilita plăți și transferuri fără întreruperi. Monedele stabile sunt un tip de criptomonedă care mențin o valoare stabilă fiind legate la un activ de bază, adesea o monedă fiat precum dolarul american. Probabil că știți deja monedele stabile care sunt USDT, USDC, BUSD și altele de acest gen. În acest caz, PYUSD este susținut de o combinație de depozite în dolar american, trezorerie americană pe termen scurt și echivalente de numerari similare, asigurându-i stabilitatea și fiabilitatea. Unul dintre aspectele remarcabile ale acestei lansări este că PayPal USD este emis de Paxos, o instituție financiară reglementată. Acest lucru adaugă un strat de credibilitate și conformitate stablecoin-ului, ceea ce poate contribui la adoptarea sa mai largă în sectorul financiar. PYUSD este lansat treptat pentru clienții din Statele Unite, ceea ce le permite să profite de mai multe funcționalități. Utilizatorii pot transfera PYUSD între PayPal și portofelele externe compatibile, permițând mișcarea ușoară a fondurilor. Plățile peer-to-peer -peer sau de la persoană la persoană pot fi efectuate folosind stablecoin-ul lor, simplificând tranzacțiile dintre prieteni, familie și de ce nu în tranzacțiile noastre de zi cu zi. În plus, PYUSD poate fi folosit pentru a finanța achizițiile la finalizarea comenzilor, oferind o metodă alternativă de plată pentru cumpărăturile online. Utilizatorii pot de asemenea să convertească între criptomonedele acceptate de PayPal și PYUSD. Adăugând flexibilitate portofolilor de active digitale. Important, PYUSD este construit pe blockchain-ul Ethereum ca un token ERC20. Această alegere a infrastructurii înseamnă că poate valorifica ecosistemul Ethereum existent, inclusiv rețeaua sa extinsă de dezvoltatori, portofele și aplicații descentralizate sau deps Compania recunoaște necesitatea unui instrument stabil care să facă o punte între monedele digitale și monedele fiat tradiționale, cum ar fi dolarul american. Ei spun că pentru a asigura transparența și responsabilitatea au încheiat un parteneriat cu Paxos pentru a publica rapoarte lunare care detaliază activele care susțin acest stablecoin. Acest mecanism de raportare sporește încrederea și permite utilizatorilor să verifice stabilitatea stablecoin-ului. În timp ce lansarea stablecoin-urilor marchează un pas semnificativ înainte pentru PayPal și pentru industria cripto, este important de reținut că stablecoin-urile s-au confruntat cu controlul reglementărilor în trecut. Această mișcare urmează incursiunile anterioare ale PayPal în spațiul cripto. Compania a permis inițial utilizatorilor din Statele Unite să cumpere, să deține și să vândă criptomonede pe platforma sa. Ulterior, a introdus funcția Checkout with Crypto, permițând utilizatorilor să facă achiziții la companii online folosind deținerilor de criptomonede. De asemenea, aceștia și-au exprimat intenția de a extinde PYUSD la aplicații cum sunt Uniswap, wallet-urile gen Metamask și multe alte aplicații din ecosistemul cripto. Poate acum nu pare important, dar PayPal o să aducă mulți utilizatori noi în cripto că pentru noi cei care suntem de mult în cripto nu ne place că este centralizat și că pot oricând să ne înghețe fondurile, este o altă discuție. Dar majoritatea din cei noi nu vor ține cont de asta și probabil o să folosească această opțiune frecvent. Rămâne de văzut cum va evolua acest nou stablecoin și care sunt avantajele și dezavantajele intrării PayPal la modul serios în cripto. Analiștii JP Morgan sugerează că de lansarea recentă a recenta stablecoin PayPal ar putea beneficia Ethereum prin creșterea valorii totale blocate, TVL, și îmbunătățirea utilității sale ca stablecoin și platformă DeFi. Această mișcare ar putea încuraja mai multe firme să adopte Ethereum sau platformele sale de nivel 2 pentru proiectele lor stablecoin și descentralizate. Analiștii subliniază de asemenea că stablecoinul PayPal ar putea umple golul lăsat de închiderea stablecoinului BUSD al Binance din cauza presiunii de reglementare. Dacă stablecoin-ul PayPal câștigă tracțiune, ar putea schimba TVL-ul DeFi de la Binance Smart Chain la Ethereum sau la soluțiile de nivel 2, layer 2. Pe de altă parte, un expert scriptonativ critică alegerea de către PayPal a Ethereum pentru monedele sale stabile, invocând taxele mari de tranzacție ale blockchain-ului. Ei susțin că taxele de gaz asociate cu utilizarea PayPal USD... Pe Ethereum ar putea descuraja utilizarea și sugerează că PayPal ar putea avea nevoie să subvenționeze costurile de tranzacție sau să sprijine pe YUSD pe rețelele cu taxe de gaz mai mici pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului. În timp ce analiștii JP Morgan văd potențialele sinergii între finanțarea tradițională și cea descentralizată prin stablecoin-ul PayPal, ei subliniază de asemenea incertitudinea de reglementare continuă în jurul emitenților de stablecoin din Statele Unite, observând că cadrele de reglementare pentru companiile fintech ar putea evolua în viitor. Dragii mei, nu uitați să folosiți un VPN ori de câte ori vă conectați la internet, iar la mine în descriere o să găsiți un link de la NordVPN care vă oferă și o reducere suplimentară. Puteți să rămâneți anonim pe internet, puteți să intrați pe site-uri care în mod normal probabil nu sunt accesibile în locația în care vă aflați voi. De asemenea, o să găsiți la mine pe canal un tutorial despre Tangent Wallet un wallet la care nu este nevoie să vă țineți minte frazele de recuperare, deoarece acestea vor veni stocate pe card. Puteți alegeți două sau trei carduri, să le țineți în locuri diferite și să nu mai fie nevoie să le notați pe hârtie sau în altă parte și să le pierdeți. La fel, cu linkul din descriere, o să aveți și o reducere de 10% la comandarea acestor carduri. Merge mai departe și probabil unii dintre voi ați văzut ieri o creștere de aproape 20% pe Aptos și vă întrebați de ce. Cazul tipic în cripto pentru astfel de pampuri este de obicei o știre dată de proiectul respectiv. Nici Aptos nu a făcut draba de la această narrativă și am văzut prețul crescut din cauza unei știri legate de un parteneriat cu Microsoft. Gigantul tehnologic Microsoft a intrat într-un parteneriat cu Aptos un blockchain de nivel 1 dezvoltat de foști angajați de la Facebook, actualmente Meta. Colaborarea își propune să exploreze soluțiile inovatoare în domeniul tokenizării activelor, plăților digitale și monedelor digitale ale băncilor centrale. Microsoft va furniza tehnologia sa AI, inclusiv serviciul Azure Open AI, pentru a ajuta APTO să integreze utilizatorii în ecosistemul Web3 și să ajute dezvoltatorii să construiască contracte inteligente și aplicații descentralizate Aptos intenționează să folosească capacitățile AI ale Microsoft pentru a introduce Aptos Assistant, un asistent digital ușor de utilizat și sigur, care poate oferi informații despre blockchain-ul Aptos. Integrarea AI și blockchain este văzută ca o combinație intrigantă de tehnologii emergente cu scopul de a face tehnologia blockchain mai accesibilă și de a facilita dezvoltarea de aplicații inovatoare descentralizate. Acest parteneriat vine după investiția semnificativă a Microsoft în OpenAI, un pionier în inteligența artificială. Colaborarea își propune să valorifice potențialele sinergii dintre AI și blockchain, considerându-le descoperiri generaționale care pot modela evoluția internetului. Mișcarea arată implicarea tot mai mare a Microsoft în spațiul cripto și blockchain, în special cu interesul său pentru aplicațiile bazate pe inteligența artificială din ecosistemul blockchain. Pe măsură ce rețeaua principală a Aptos a intrat în funcțiune anul trecut, acest parteneriat evidențiază intersecția tot mai mare a giganților tehnologici cu startup-urile blockchain în căutarea de a avansa capabilitățile tehnologiilor descentralizate. Dragilor, Vă aștept astăzi de la ora 20 pe canalul de Telegram Mr. Crypto pentru voice nostru tradițional pentru a discuta despre cripto și despre piața cripto în general, așa cum vă așteptăm de altfel în fiecare zi de joi Până atunci, vă doresc o zi extraordinară și nu uitați de like, subscribe și să activați și clopoțelul. Cam atât pentru videoclipul de astăzi. Nu uitați de like și subscribe și de asemenea să activați și clopoțelul. Vă aștept în comunitatea Mister Crypto pe canalele de Telegram, Twitter, TikTok, Instagram și Facebook, găsiți linkurile în descriere. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept cu drag la videoclipul următor.